Credincioși din toată țara au venit astăzi la mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț. Aceștia s-au rugat pentru sufletul părintelui Justin Pârvu, cu prilejul împlinirii a șase ani de la trecerea sa la Domnul. Pelerinii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată la altarul de vară al așezământului monahal, de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. În această zi în care facem pomenirea celor adormiți, o zi importantă din calendarul bisericii noastre, trebuie să ne aducem aminte și de cei de demult și de cei de astăzi. Toți s-au jertfit, toți au slujit pe Dumnezeu în felul lor, toți au știut să poarte crucea neamului și toți sunt înaintea tronului preasfintei trăim și de acolo se roagă pentru noi. Dumneavoastră sunteți astăzi mărturia dragostei și a slujirii jertfelnice pe care a avut-o Părintele Iustin, fiindcă iată, după trecerea lui la Domnul, veniți aici, nu doar în ziua pomenirii Părintelui, ci și în multe alte momente, pentru a vă aduce aminte de glasul lui blând și de dragostea lui și de curajul pe care ne l-a dat fiecăruia dintre noi. După Sfânta Liturghie a urmat slujba parastasului, la care au fost pomeniți Părintele Iustin Pârvu, eroi neamului, precum și poetul Mihai Minescu. Arhimandritul Justin Pârvu a trecut la domnul la vârsta de 94 de ani la 16 iunie 2013 și este înmormântat lângă Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a Mănăstirii Petru Vodă. Anul acesta s-a omblinit 100 de ani de la nașterea părintelui.